Bună dimineața, domnul Dani, bună dimineața, domnul Răzvan. Apropo de investiții, și voi investiți în mine de vreo 11 ani, 12 ani chiar și nimic, nimic. Dar asta este, la un moment dat mă revanșez eu. Am ajuns la Ploiești, la Muzeul Ceasului și până acum am stat lângă cel mai mare dușman al meu și cu siguranță nu numai al meu. Ceasul. Din cauza lui, în copilărie, nu puteam sta la joacă atât cât ne doream pentru că era ora de intrat în casă. După care am pierdut trenul, avionul, maxi-taxi, tot din cauza ceasului. Nu mai zic că și șefii se supără pe noi câteodată pentru că asta e ora de venit la lucru. Din punctul meu de vedere, toate ceasurile ar trebui să stea la muzeu și mai sunt celebre expresii. De exemplu, ceasul rău, pisica neagră, nu aduce anul, ci aduce ceasul, te dai de ceasul morții. Oh, să rămâne bună dimineața. Eu am început cu supărările, se pare că am multe. Bine v-am găsit și mulțumim că ne-ați primit aici în Ploiești la Muzeul Ceasului. Cel mai mare muzeu, de fapt singurul din România și din sud-estul Europei. Așa este, este un muzeu unic în România, un muzeu creat în anul 1963, datorat abnegației profesorului Nicolae Simache. El a creat acest muzeu în orașul Ploiești, pentru că în patrimoniul Muzeului Regional de Istorie s-au regăsit multe, multe ceasuri la un moment dat și de aici ideea înființării Muzeul Ceasului la Ploiești. Achizițiile ceasului, din fericire, continuă și astăzi. Muzeul continuă să achiziționeze piese foarte valoroase. Nu știu dacă întâmplător, eu m-am oprit lângă niște ceasuri din aur. Nu v-ați oprit întâmplător, sunt niște ceasuri foarte importante, sunt ceasuri care au aparținut unor personalități foarte importante. Se regăsesc astfel două ceasuri care au aparținut regelui Carol I, ceasuri lucrate în Elveția. Unul dintre ele conține un decor cu 152 de diamante, redând coroana și cifrul regal. Alături de acestea se regăsesc două ceasuri care au aparținut țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, două ceasuri dăruite unor oficialități românești în contextul războiului de independență din 1877. De asemenea, nu putem uita ceasul generalului Averescu, ceas personalizat, conține gravat pe capacul interior numele generalului și data în care acesta a primit ceasul, 30 august 1912. Abia aștept să văd ceea ce aveți aici, sunt foarte multe piese, în jur de 4.000? În jur de 4.000 de ceasuri și componente, în expoziția de bază, fiind expuse cele mai importante, cele mai valoroase piese din patrimoniu. Unele dintre ele fac și... Se expun în expoziții temporare în țară. Avem colaborări cu muzeele din Moldova, Dobrogea, Transilvania. Putem să evidențiem de asemenea și ceasurile lucrate în Elveția, ceasuri lucrate în perioada secolelor 19-20. Aș remarca ceasurile lucrate la celebrele manufacturi Doxa, Longin, Omega. Printre ele regăsim și comenzi speciale lucrate special pentru România. Sunt ceasuri lucrate pentru căile ferate din România, pentru Observatorul Maritim Român, pentru proletarii români. Apropo de asta, la final aș vrea să mai arătați, avem în spate acolo alte ceasuri care au aparținut unor personalități. Despre ce este vorba? Este vorba despre ceasuri care au aparținut unor personalități ale istoriei și culturii românești. Ceasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza este un ceas lucrat la firma Perle Bali din Paris. Este un ceas cu un mecanism foarte complex, cu un mecanism astronomic care indică datele calendaristice, solstițiile, echinocțiile, anii bisecți. Alături de ceasului Alexandru Ioan Cuza se regăsește ceasul lui Mihail Cogălnicianu, urmând în această serie ceasul chimistului Constantin Istrati, ceasul lui Păstorel Teodoreanu sau Teodor Aman. Eu vă mulțumesc foarte mult, cu siguranță o să rămân aici pentru că am multe lucruri de văzut și mie îmi pare rău că mie nu mi-au zis colegii niciodată, măi, duță ăsta, merge ceas. Deci nu știu de ce nu mi s-a spus treaba asta, dar mai era cum era treaba aia, dimineața cântă cucu și du să se duce la lucru. Domnul Răzvan, domnul Dani, o zi frumoasă de aici, de la Ploiești, de la Muzeul Ceasului. La revedere! Salutări și mulțumim tare mult! Da, autoironia, o calitate deosebită a colegului. De locul ăsta în România. Uite, a trebuit să avem neața ca să aflu de locul ăsta.